Fragment din romanul lui Octav Minar, Sinfonia Venețiană. Anii tineri, cu seva lor de avânt și poezie, Eminescu îi petrecu în capitala Moldovei, unde legase prietenii, unde găsise o rază de iubire sinceră și adevărată în chipul Veronicăi, blânda și fermecătoarea femeie poetă. Îndrăgi meschine, izbutise să rupă acest fir de aur tors pe caierul vremii. Au urmat lacrimi, îndoieli, frământări și iarăși speranțe că se va anoda din nou ceea ce s-a rupt cu atâta brutalitate. Poetul fusese prea hărțuit, prea plictisit, ca să mai poată îndura cu resemnare până la sfârșit calvarul unei veți chinuite. Nu știa ce să facă. Îndemnul prietenilor de a se refugia în București, scăpând măcar astfel de privirile scuditoare ale ieșenilor, îi producea în suflet noi amăgiri și remușcări de conștiință. Se gândea la trecut, la zilele de noble visare, când altădată urca vesel și plin de fericire ulicioara întortocheată spre cuibul iubitei, taina celor nopți, preludii de șoapte, de caldă apropiere, mijiri de viitor, tulburase adânc și reciproc pentru totdeauna două vieți. Cât de mult s-a consumat Eminescu, luptând cu perspectiva unei vieți nesigure și cu o dragoste curată, care cerea noi sforțări sufletești, până ce a simțit că va fi sufocat, atunci s-a hotărât să părăsească Iașul. În ultima clipă de plecare, nu renunțase la ideea de a lua cu dânsul ființa întrecită, dar obstacolele neașteptate îl împiedicară din nou să-și vadă relesat visul său de totdeauna și cel mai frumos. Singur, trist și obosit, poetul în București purta cu resemnare tot greu în redacție ziarului Timpul. Muncind zilnic, ca un salahor, alături de o pleiadă de colaboratori și prieteni devotați, neuitând dorul unei revederi cu Veronica Micle. Tăcut și modest, Eminescu în scurt timp devenise o forță creatoare în redacția acestui ziar bucureștean. Pătruns de un ideal național, dânsul deschise în paginile ziarului o luptă de idei împotriva degradării vieții publice. Eminescu scria din convingere, de aceea își crease dușmanii nejustificate, căci din fire era blând și prietenos. În redacția ziarului Timpul domnea o atmosferă de muncă tăcută și disciplinată, pe care din când în când o mai înveselea Caragiale. Într-una din zile se întâmplase ceva neobișnuit, ceva inedit, chiar în viața plină de monotonie și banalitate a unei redacții. Auziți voi? Strigă plin de revoltă Eminescu. Nimeni nu poate să distrugă veșnicia, care ca o torță luminează poezia. Această frază o pronunțase declamator, izbind cu mâna în masă, lungă de brad, așezat între două fereste, unde redactorii zilnic își torceau creierii pentru o excelență plină de riscuri, nesigură și prost plătită. Efectul fusese zdrobitor. Toți ridicară capetele mirate și întrebătoare. Eminescu în pricioare tremura de îngândurare. Nu se poate, Mihai, răspunse flegmatic și cu glasul răgușit Caragiale, care până atunci răsfoise un ziar nemțesc într-un alt colț al redacției. Nu se poate, bre omule, o fi. Dar ce cunoști tu, Iancule, din Bravagada Ghita? Se repezi dânsul spre Caragiale, întinzându-i sub ochi volumul din care încerca să traducă pentru rubrica diverse ale ziarului câteva versete budiste
cerute de paginatori ca învlătură în loc de informații și știri din străinătate nesosite la timp. Mofturi, bă, mofturi, n-auzi tu? Mofturi scrise pentru nebuni ca tine, se strâmba Caragiale, aruncând cu dispreț volumul. Atâta a trebuit ca Emănescu să vocifereze și mai strident, înferbântându-se într-o discuție academică din care mucalitul Caragiale ieșa totdeauna biruitor. Parcă tu ai vrut să cunoști ceva mai mult decât ceea ce ai învățat în satul tău? Îl dojeni poetul, ridicând glasul și mai puternic, tulburându-l pe Betul, corector de lângă dânsul, ca nervat se stricora speriat în odaie vecină. Începuse, aceste discuțiuni erau interminabile, de cele mai multe ori se încheiau cu apostrofe foarte tari. Dar, în definitiv, început din nou Caragiale pe același ton deghizat, ridicându-se solemn și dânsul de asta dat în picioare. Ce îmi trebuie să cunosc bacalavele tale sanscrite? De aia îți dă cititorul 10 bani pe foaie? Făcând pe îmbufnatul, se așeză supărat pe scaun. Deschise tabachera și tacticos începu să răsucească cu degetele îngălbinite de nicotină o țigară groasă pe care o și-a aprinsă. Nu admit, începu mai calm Eminescu, o așa nelegiuire. Cum te înduri tu să vorbești cu așa dispreț de o capodopere? O fi având cap cel ce a făcut-o, adăugă sarcastic Caragiale. Trebuie să înțelegi că o operă temeinică nu-i, după cum nici tu nu ești mărlamente obligat să o tălmăcești în versuri bieților cititori ai timpului. Și aplecându-se, ridică volumul cu semnării lui Eminescu, pe care îl aruncase câteva clipe în urmă cu despreț simulant. Mă rog, ce vrea să spune filozoful tău, indian, în cele ce ai tradus? Ceea ce nu există, nu poate să se nască. Ceea ce se naște, nu poate să trăiască. Deosebiri sublime le voi găsi în mărul ce ascunde în semințe o lume. Adevărul. Caragiale citise cu glas fârnăit și în bătaie de joc, ca un actor de modă veche, versetul tradus de Eminescu din sanscrită. Delicatețea aceasta îl înfuruie și mai tare pe poet, încât, ca să justifice etica rândurilor citite ca un țârcovnic de Caragiale, început, tremurând de indignare, să explice înțelesul întregii cugetări budiste. Îi demonstră lui Caragiale în ce constă nimicnicia vieții materiale față de veșnicia sufletului în viața viitoare. Se străduise să-i arete că misticismul indian învață pe fiecare individ cum trebuie să-și educe voința de a înfrâna răul din sufletul său sau propovăduind nemurirea dumnezeiască pentru izbăvire. Numai renunțarea și fatalismul sunt motive puternice pentru izbăvirea în nirvană. Cine nu renunță, nu găsește bucuria. Cine nu renunță, nu poate dormi fără grijă. Cine nu renunță, nu va gusta sublimul. Săracul se plânge, bogatul este nemulțumit. Hotărăște-te și renunță la toate plăcerile. Fugi din lume, căci oriunde e pericol de a-ți pierde libertate. Eminescu nu mai explica lui Caragiale poezia filosofică indiană, ci o propovăduia. Deasupra tuturor, adăugă dânsul, plotește destinul, de care depinde mântuirea și pierirea noastră. O picătură de apă decade pe un fier înroșit, nu lasă nicio urmă. Căzând pe o frunză de lotos, capătă strălucirea unei perle. Tot așa și omul,
dacă vine în contact cu mediul înconjurător, își scoate în evidență aptitudinile rele, mediocre sau bune. Ascultă, încăpățânatule, câtă armonie include în el acest verset. Te leacă de toate, de pofte și dorinți. Fă din iubire de sine lacrimi ferbinți. Ascunde-ți fața, fii frate codrului ce tace. Acolo vei găsi și liniște și pace. Eminescu părea extenuat. Vorbise prea mult și din convingere. Caragiale dimpotrivă zâmbea satisfăcut în musteț. Poetul lua volumul drag din mâinile lui, avea grijă să adune foile traduse. Le strecură cu timiditate în mijlocul cărții. Apoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, privi cu indiferență pe neînțelegătorul coleg de redacție. Caragiale era mehengiu, descoperise slăbăciunea lui Eminescu. Când voia să învețe ceva, îl provoca la discuții, aruncând vorbe goale, apreciind pe dos teoriile filosofilor, încât Eminescu, neînțelegând jocul, se revolta de această ignoranță, încercând să-i arăte absurditățile susținute și cu atâta stângăcie. Astfel, cultura temeinică și vaireata băietului prătundea în creierul lui Caragiale, care leniș de înfire nu citea, găsind în aceasta rețeta un prilej minunat ca să se instruiască. În redacția Timpului nu mai rămase nimeni, toți redactorii plecaseră pe la alte gazete pentru completarea porții cotidiene. Erau puțini și cereri multe, încât mulți din ei serveau câte două și chiar trei ziare. Domnule Eminescu, de ce dați pentru diverse? Făcu sfios paginatorul, care se apropiase cu sfială și admirație de poet. Bellamy, dacă nu te superi, caută-te, rog, în saltarul din dreapta mesei și vezi, dacă nu găsești ceva, căci azi n-am avut chef de lucru. Din obișnuință se revise la saltar, potrăvoind printre hârtiile multicolore amestecate cu resturi de alimente și ca un iluminat strigă plin de bucurie. Am găsit, domnule Eminescu, mulțumesc! Fără să se mai adauge ceva, o tuli pe ușa afară, fluierând o arie la modă. Poetul se uită după el, ridicând din umeri. Deodată se opri în prag și zise rugător: Mă, Iancule, dă-mi, te rog, o țigară. De la redacție ziarului Timpul, Caragiale și Eminescu plecară împreună, oprindu-se ca de obicei la Fialkovski pentru a lua câte o gustare și pentru a vedea cine a mai sosit din provincie. În cafenea, multă lume. Eminescu părea absent la toate ce se întâmplau acolo. Într-un târziu, se ridică misterios și plecă. Poetul zărise pe Veronica, atravesând strada,